Avea o cleptidru cu apă sau cu nisip, trebuia să-i conving că fii joa. Ce te zi îndrind care nu puteți să-i conving că nu-i cunoște când pe loc îi numeau niște funcționari? Și trebuia să-i conving în timpul cealalt. Cum crezi? Prin votele crezi? Vreau să zic că asta este bun, dar să mă înțelegeți corect. De pildă să lucreze la Centrul Anticorupției, sau să lucreze procuratură, sau să lucreze... Asta nu se poate de făcut vot. El se vede după nivelul lui de profesionalism. Câte dosare a fost deschisă? Câte dosare au fost duse până la loc, asta tot se ia în cont. De pildă un om simplu, el poate să-l voteze numai după posibilitățile lui oratorice, neștiind ce a făcut el până amu. El până amu poate o ascuns corupția, dar vorbește frumos și el va fi votat, de atât că el e o leacă mai simpatic ca ceilalți. Aici merge vorba de profesionalism, aici nu merge vorba de altceva. Păi, și v-am întrebat, pentru că mai înainte dumneavoastră ați susținut o putere mai mare pentru democrație directă, adică oamenii să nu aleagă niște reprezentanți care după asta se pună ei în funcție pe alții, ci oamenii direct să aleagă procurori și așa mai departe. Dar există și acest risc în democrație directă. La noi, în Moldova, oamenii să aleagă, cum au ales președinte pe Dodon, așa să aleagă procurori pe Stoianoglu, chiar oamenii. Există acest risc. În Statele Unite se practică chestia asta, procurorii sunt votați. Au alegeri anumite când se votează procurori, chiar și comisarii de poliție sunt în unele state unde se votează. Se votează de popor. Și ei absolut nu depind de politic. Ei pur și simplu își fac misiunea. Ia ca de pildă ce am pățit eu azi, asta e curat poliție politică. Eu am pus un placat în urma scooterului meu, referitor la toată chestiunea care părerea mea despre toată afacerea asta care se numește Gay Parade Electoral din Republica Moldova. Și am început să fiu presat de poliție, că nu le place. Eu spun, arătați-mi vreo lege unde este puteți amendați, că nu putem. Au început să, de pildă, ia că acum ne-au pus mie amendă azi. Au aprins girofarurile, eu m-au oprit, mă uit, nu dau de mână, nu dau nicio reacție. Eu am plecat mai departe, dar am înțeles că la mine s-a adresat. Și am pus-o de pildă la parcare, nici nu m-a uitat. Știam, băi, fără nicio ocazie, tătă măgăria asta se petrece de ani de zile. Și am pus-o fără să mă uit, nu, unde era linia galbenă, unde e transport public. Și mi-a pus amendă. Eu spun, voi sunteți vinoveți, voi faceți niște acțiuni neclare, care m-au impus să merg la lucrul ăsta și să o parchez unde am găsit loc liber. Dar peste tot locul era ocupat și era numai aici. Și eu m-am oprit aici să văd, voi după mine veniți sau nu după mine. Vreau să zic că intenționat, și eu spun asta, ce faceți voi poliție politică și trebuie să fiți trași la răspundere și voi, și procuratura, și toți aceia care fac genocid timp de 30 de ani în Republica asta. Eu am vrut, Alexandru, să vă mai dau o întrebare. Am văzut că s-a început așa o campanie, cum, da, e clar că la început s-a, cum, iar așa de așteptat o campanie murdară, de provocări. Am alte, Cristian Riza, care au venit aici, Costiuc, care am majoritatea au plecat de la Costiuc, că s-a depistat cine Costiuc. Și vreau să ia comentați. Spune, eu nu cunosc informații. Eu tot, ea ca, dacă ceva, ca... Ce, să spune asta ce? Da. Despre cine spun? Despre Costiuc sau despre Riza? Despre Costiuc. Costiuc v-am spus de la început că e agentul lui Plahotniuc. La fel ca și Cafcaliuc. Și la fel ca și Cafcaliuc, Costiuc cheamă, incită oamenii la violență. Spune că hai că adu-și mei pe cai și spune mâna pe Buzdugan să împărțim dreptatea și stânga și dreapta. Asta este ceva din condamnat. Așa a făcut și față de Riza. Și asta nu este corect. Eu și pe Facebook i-am luat apărarea lui Riza, nu din cauza că îl iubesc pe Riza sau iubesc partidul lui. Dar nu este corect nici Costiuc, nici Cafcaliuc, nici cine n-ar fi să înceapă să facă ei dreptate așa haiducești în ghinimele. Maxim. Referitor la democrație acasă, eu mi-i spune părerea. Mie îmi place ce face Costiuc. Absolut îmi place tot filmările lui. Ei, e altceva că eu am vorbit de asta 20 de ani în urmă sau 30 de ani în urmă și filmează el acum. Asta e altceva, asta e un fel de... Mie îmi place ce face el, dar am o întrebare foarte mare, înțelegeți? Eu, de pildă, plec după hotar la muncă. La ce muncă lucrez acolo, că lucrez oficial, dar lucrez pe la gunoi, pe la măturat străzile, ca să-mi fac de cheltuială. Pentru că după
studiile mele și pentru profesionalismul meu în Republica Moldova n-am de muncă, dar când plec după hotare, eu automat nu cunosc limba lor la perfecție. Eu nu pot să cunosc toate limbile Uniunii Europene. Azi sunt în Franța, mâine în Germania, pe mâine în Marea Britanie. Și clar lucru că automat, vreau zic, eu mă duc la lucru cel mai prost plătit ca să mă pot întreține. Asta este o sistemă de stop, am să-mi spun gândul până la urmă. Și vreau zic, eu nu pot să-mi permit să îmblu de la nord la sud, să îmblu prin centrul Moldovei, să mă duc în România, să filmez, să fac lucrurile astea. Aici e tare straniu de unde să e accesul la bani ca omul respectiv și automat iar accesul la informații. Eu m-am uitat când să scot rezervele de grâu. Să mă înțelegeți pe mine corect, un om simplu, ia că mai avem prienatul sată care are acces tot la informații neclară de unde. Vreau să zic că sunt niște informații care au numai serviciile de securitate. Cum nimeresc? Că la mine nu nimeresc informația asta, înțelegeți? Eu de pildă având cunoscut jurnalist și în România, și în Statele Unite, și în Marea Britanie, ei nu pot să ofere așa informații, dar oamenii ăștia au informația asta. Înțelegeți? Asta pe mine foarte tare îmi dă întrebări și dubii la toată chestia asta. Dar când mie eu dau întrebări și n-am răspunsuri, atunci automat eu spun, băi, într-adevăr e susținut de cineva financiar, pentru că el singur nu ar putea rezista, el în deopște nu ar putea face vreun partid politic. Niciunul din ei. Până nu ar fi cineva stă din urma lor și finanțează toată chestia asta. Orice partid politic care este, de pildă societatea civilă la noi într-atâta e lipită de pământ, că e imposibil oamenii normali să grămădească, să facă un partid politic și să intre în campania electorală. Hai să ne uităm real la lucrurile cum stau. Și noi în timpul ăsta vorbim de nu știu ce democrație. La noi în Republică nu e nici comunism, nu e nici democrație, nu e nici fascism, nu e nici sionism. Asta e un fel de struțo cămilă care... Eu pot să spun că asta numai este un stand corumpat, unde oamenii sunt privați de libertate și mai ales oamenii care vor liber să gândească. Dovadă ceea ce a făcut poliția azi cu mine și modul în care ei activează, asta dă dovadă că nici Hitler, nici Stalin nu-și permiteau lucruri de astea care își permit ei de ani de zile. Și nu sunt sancționați. De câte ori m-am adresat la procuratură, de câte ori m-am adresat la Națiile Unite, de câte ori m-am adresat la Comitetul Helsinki și la toate organizațiile internaționale, absolut zero. S-au făcut gălăgie, s-au făcut tantem internațional pe chestia asta, s-au făcut reclamă cu mine și au umplut băieții banii, buzunarele cu bani, dar situația nu s-a schimbat. Ia care e problema? Și noi vorbim tot în modul ăsta de alegeri democratice. Poate domnul Oleg Bregan mi-a lămurit ce fel de alegeri democratice se fac în Republica Moldova. Poftim, eu ofer microfonul. Alegerile conform legii, conform codului penal, conform Constituției sunt libere și democratice. Comparat cu vremurile sovietice, comparat cu guvernarea comunistă, comparat cu state vecine ca Belarus sau Federația Rusă, noi putem să ne lăudăm că suntem reper, etalon de democrație. Comparat chiar cu România, am candidat astă toamnă și la alegeri locale și la alegerile generale pentru Parlament în România, la noi legile sunt mai bune. Degeaba, conform legilor românești, 3 persoane pot fonda un partid și acolo probabil sunt câteva sute, poate chiar mai mult de 1000 de partide, dacă îți trebuie 10.000 de semnături ca să-ți înregistrezi candidatura, lista de candidați. Deci, legislația românească e formal prietenoasă, bună. Cineva, se pare că Partidul Piraților a dat în judecată statul și i-a obligat să permită înregistrarea unui partid cu 3 oameni. Și de asta s-a modificat legislația. Dar toate celelalte bariere birocratice au rămas în vigoare și iată, ajung la putere sau în opoziție, doar partide cu milioane și oamenii de rând
nu pot să răzbată nici cu partide onorabile, nici independent. Mai rău decât atât, în România televiziunile chiar sunt controlate de mafie și nu permit nimănui care nu-i în grațiile mafiei să apară la televizor. Acolo nici măcar formal nu se organizează dezbateri electorale, decât la prezidențiale cu primii 2-3 candidați și atât. Dar oamenii de rând, dar partidele simple, fără milioane, fără acces la televiziuni, nu pot să fie văzute de oameni, nu pot să intre în Parlament sau în consiliile locale, în primării. Pe când în Republica Moldova, și când am candidat independent acum 6 ani prima dată, și acum când candidez cu un partid, sunt invitat la dezbateri televizate, pot să fac activități electorale voluntare, adică fără bani, adică gratuite sau cu bani foarte puțini. Deci poți să zici că aici e un paradis democratic, aici oamenii pot să participe în viața politică. Am zis, comparat cu țările vecine, comparat cu ce avem în jur. Probabil în Europa Occidentală e mai multă democrație. Știu că în Europa Occidentală candidații independenți sau chiar de la partide trebuie să adune doar câteva zeci sau câteva sute de semnături ca să-și înregistreze candidatura. Pe când la noi un candidat independent trebuie să aibă 2000 de semnături valabile cel puțin, iar un partid ca să se înregistreze îi trebuie 4000 de semnături. Și partidul poate înainta o listă de 103 candidați, pe când candidatul independent cu acele 2000 de semnături, doar candidatura lui, un singur om îl poate înainta. Nu e așa că e diferență, nu e așa că e bătaie.